Doamnelor și doamnelor, bine v-am regăsit la un episod de Brawl Stars. De data aceasta suntem pe internet, mai exact pe r/BrawlStars, pe Reddit. Hai să aruncăm și noi un mic ochișor peste ce discută băieții aici în comunitate cu cele mai populare postări de luna aceasta. Începem direct cu ultimul skin adăugat. N-am făcut episod, dar poate facem și achiziționăm și skinul cu... Tadadadam, Piper! Vedem pe Poco, este foarte fericit. Nu știu din ce desen e asta, dar întreabă ce naiba e asta? Da, a avut un copil și a ieșit. Ok. Ați văzut aceasta? The Spinner's Grave. Cimitirul care... Spinner, nu știu cine e Spinner, dar... Inițial am crezut că e lui Dynamite? Că e pălăria cu dinamită? Sau? Nu, nu cred. Mai departe, că au pus băieții poze cu texte de citesc, zici că sunt la școală. The only thing that the new players cannot get. Un singur lucru pe care jucătorii noi nu pot să îl obțină. Mă flexez cu cele 11.000 de trofee prietenului meu care a început acum o săptămână. Ok, el are 1.000 de trofee, înțeleg. Dar are o legendară. Are o legendară. Dar nu are Star Shelly. Ce nebe Star Shelly? E un skin? Nu mai țin minte. Da, e destul de greu dacă nu bagi bani în joc să obții legendarele. Într-adevăr. Chiar dacă mi-au picat două legendare. Leon și Spike mi-au picat din chest. Nu toată lumea are așa mare noroc. Poco, în ziua în care... În ziua... The Dead Parade, Mexico City. E pe bune asta sau e... Nu, no, e că e editată. Sau, nu, că asta... Arată mișto. O paradă din Mexic și bine că intră în tematica lor cu piñata, cu chestii, trestii. Avem videoclipuri. Frank, F pentru Spike. F în comentarii pentru Spike, băieți. Pentru că nu va primi niciodată o voce. Era zic o voice. O voce. Și am menționat aici Frank, care vedeți că are și bifă de la Supercell pe Twitter. Favoritul vostru din ultimul Brawl Talk. Ce văd eu? Brawl Stars. Dezinstalează, deschide. Ce văd ceilalți? AFK Arena. La ce se referă cu glumița aceasta? Poate mi veți elabora dumneavoastră în secțiunea de comentarii. Nu știu. Avem un cosplay. Ai putea să-i spune că e, să-i spui că e cosplay. Dar mă rog, e un costum de Halloween. Cu Leon. Foarte frumos. Skin. Ia uite ce râde este aici. Cutiile din Brawl. Brawl boxes. Cutiile Brawl box. Pot să conțină brawleri. Powerpoints. Bănuți sau mai multe. Bă, asta nu știu. Nu pică brawler din Brawl box? Eu cred că pică. De ce râd băieții? Bună glumă, Supercell, bună glumă. Eu cred că pică și din cutiile. Cred că mi-a picat, nu sunt sigur. V-a picat băieți din Brawlbox, brawler? V-a picat, nici eu nu mai știu să vorbesc, ești nebun. 9 kill-uri. Perfect solo showdown, o victorie perfectă în solo showdown. Ce naiba se întâmplă aici? Deci începe Piper, se duce, primul kill. Boom, odată. Dacă dă cu fast forward la toate e mișto. Da, îmi place asta. Păzea, al doilea. Eu moră pe toți, mă, al treilea. What? Cum trage asta insane, Sergio. Boom. Și wow. Acolo a ratat. Vai, mamă, cum le joacă ăsta. O dată acolo. Nici nu vreau să știu cineva se întâmplă dacă ia sucul. La cât de bine trage nebunul. Auto-atac, easy kill, fugi, mamei. Și... La știu pe nemernic, dă-i! Mama asta chiar mișto, bravo mă. Piper Sergio Fio. Foarte bine. După acest update, ia niște viață, pleacă, Leon invizibil. Fantoma lui Tara care îi dă viață. Cred că a fost buffat Star Power-ul Leon când e invizibil și primește viață sau la ce se referă? Sau a fost nerfuită fantoma lui Tara care dă viață? Nu știu. Mortis, ia uite de Halloween. Mișto. Poate Supercell să adauge sfatul acesta și când se încarcă meciul îți mai dau eu câte un sfat. În Brawl Ball pasează mingea cu echipierilor când ești într-o situație proastă. True. Actually true, băieți, ați jucat și voi Brawl Ball vreodată și ați văzut că nu se dă pase, mă, nu înțeleg. Ține aia mingea acolo sau neapărat trag în poartă și oricum nu nimeresc în loc să dea pasă și să câștigăm. Mi s-a întâmplat și mie pe ultimul video. Doar Jesse, pune tureta undeva. De asemenea, Jesse, un loc minunat. A, cred că zice caracterul sau?
Nu m-am prins. Ok. God damn. Stai bun și de thumbnail. Cred că am văzut un thumbnail asemănător pe YouTube. Frank Executioner. Wow, era din Executioner din Clash Royale. Da, mișto skin-ul. Mi-e mișto, cuți, îmi place. Supercell. Face un alt skin pentru Shelly, Jesse, Piper și Leon. Pam. Unde este super costumul meu? Da, asta am zis și eu. Poate de Crăciun primește Pam, cine știe. Avem nevoie de asta. Pentru 29 de gemuri nu ai lag pentru o oră. Nu știu ce să zic. Banana Spike? Ok, arată fain. Sunt blestemat. Nu l-are pe Barley. Da. Frank în Lone Star. Modul de joc în care trebuie să ajungi stele și e solo. Frank la Brawl Ball. Uite-l pe Frank, ce pieptan are. Ești nebun. Nu prea m-am jucat Brawl Ball, mai ales cu Frank. Deci nu știu. Hei, Shelly, nu te lua de tic. Am mai văzut asta. Îi dă un picior. Bum, și sare căpățâna. Mișto. Când ești otrăvit de către Crow. Închide ochii și e mort. True story. Dulahan Rico. What? Mișto. Și ține căpățâna în mână. Păi dacă fac băieții de la Supercell skin-uri de-astea, holy, o ia razna jocul. Ce s-a întâmplat? O, ați văzut-o pe... Deja știu ce să se întâmple. Dar, bă, probabil vă prindeți și voi. Mai sunt câteva secunde. Crow crede că deține situația, dar nu o deține. Au, credeam că... Credeam că se întâmplă altceva, așa am mai văzut video-ul ăsta. Credeam că sare Crow pe el și el fuge și scapă și rămâne Crow blocat. Ce s-a întâmplat aici exact, vedeți că sare și nu-l omoară, ci că dacă sari perfect pe inamic, ultimata nu dă damage. Da, deci cum a sărit el aici. Pentru că atunci când aterizează Crow, în jurul lui aruncă niște țepi care dau o travă. Și pentru că a sărit fix pe inamic, țepii au trecut pe lângă el, toți. Și nu l-au omorât. Și Bull i-a dat direct de la apropiere mare bomba. Foarte tare. Wi-Fi-ul inamicului fuge foarte repede. Wi-Fi-ul meu merge foarte încet. De ce are Shelly mâinile până la glezne? Am văzut poza, da. True. Dar e... Scale vine în engleză și în română. E făcut așa ca să arate caracterul mai binișor. Chiar dacă ar merge mâinile astea puțin mai mici. Dar zic că e Slenderman. E nebun cu mâinile astea. Dan, nu vreau să mă uit la video ăla. Ok. În Play Store și când alegi aplicația în telefon. True, de ce apare așa și nu așa? Nu se știe. E să vedem eu și băieții după ce își pune la status singură pe Instagram. Adică nu mai are iubit și toți bărbații o caută ca să fie împreună cu ea. God damn, boys. Mai dați un exemplu bun aici. De ce ar urmări toți bărbații o femeie ca Piper? Acel moment când ești singurul coleg din clasă care a făcut tema. Vă dau eu un exemplu. Completați voi. Da, aici e prea mult text. Lava Spike. Știți gif-ul ăla e un tip care face... Sprigă. Mișto, exact așa. Ești reacție. Uite că a dat deja thumbs up. Deci mi-a plăcut, mă. Mi-a plăcut, ești nebun. N-ai cum, dacă i-am dat deja thumbs up dinainte. E top. Vine de foarte departe. Trader Jesse. Sate multe skin-uri mișto în jocul ăsta. Sugestii. El la Supercell nici măcar nu trebuie să vină ei cu idei. Trebuie doar să le execute. Foarte tare skin-ul ăsta, ce părere aveți? Mișto. Ia. M-am îmbrăcat ca favoritul nostru pentru grătarul de astăzi. Nu știu, familia la grătar sau... Au, gaurem. Mișto. Frank. Dă stun întregii echipe. Ok. Echipa inamică. Că n-au nicio reacție, că au la stun sau ce? Penny. Și care e Sharingan din Naruto? Just a Crow clip. Ok? Wow! L-am desenat pe Bull în propriul meu stil. Ok, ok. Piper, o animație foarte scurtă. Bam! Vine glonțul. L-a spart și apoi? Sunt atacurile. Ok. Coșuri?
0. Asta nu știu strălor. Blackheads, 0. Numărul de legendare pe care le am, 0. Ce plânge asta aici. Chiar așa greu obții legendarele? Cred că dacă te joci și joci și la event și așa... Aproape e greu rău de tot dacă nu bagi niciun ban în Brawl Stars. Electro România. Fiți atenți că avem un român aici. Ia. Este în siguranță sau nu? Heist? Lone Star? Ei bine, da. Dar de fapt nu. Not so safe. Ah, safe zone și not so safe. Înțeleg glumița. Da, da, da. Wow, ce mișto. I da thumbs up, mumi. Poco, mumia. Am făcut un concept pentru Piper Rose, animația. Fine. Dar nu știu dacă vor băieții ăștia să facă astfel de... Cred că vor să pună animații doar la skinurile foarte speciale de pe Brawl Stars și de asemenea, dacă te mai uiți încă la episod, apasă și tu butonașul ăla de like să strângi și noi 4444 de like-uri. Asta este golul de astăzi. Leon. Ediție limitată. 150 de gemuri. Și apoi plânge că nu bagă bani în joc și nici nu are pe Leon. Băi, nebunie, mă. Doarme Sandy, ok. Sandy doarme. Și Sleepy Sandy. Asta e o glumă la compania EA care tinde să facă utilizatorii să plătească bani real pentru absolut orice și foarte scump. Frank, ce ziceți de o Spooky Truth Bomb, More People Play? Ah, asta e ce am zis și eu în episod. În episodul anterior sau acum două episoade, că zice și Frank pe Twitter că nu se joacă așa multă lume noul mod de joc, Spooky Truth Bomb. Lumea se joacă Takedown și Lone Star. Asta este, ce să mai faci? Când îți arunci superul chiar în fața ochilor tăi. Te poate omorâ superul tău? Pe Dynamite? Nu cred. New Takedown in a nutshell. Ciclul se repetă. Tocmai ce te-ai spawnat, de îndată ce te duci la boss, bossul este imun, ok, ești omorât de către cineva cu un număr mare de power cubes și apoi se tot repetă, dar n-are cum să se repete, de ce are bossul scut? Spooky Stars 8 beaten. 8 beaten, că e cu sânge. Wow, ce naiba e asta? Ești speriat deja? Da. Dr. Pam, mamă, imaginează-ți să nu scoată niciun skin la Pam și deodată să arunci un skin de genul ăsta. Doctorul Pam cu ceva plague, nu știu cum să-l traduc, e ca o boală sau ceva. Ceva în genul acesta, vedeți că injectează, efectiv. Sunt de mișto. Petiție pentru Leon să spună nimic personal, puștule. Cu noua lui voce, dar nu spune asta. Că e amuzant că zice puștule, dar el e puști. Screen, blue screen 8-bit. True, dacă ați avut și voi vreodată un calculator, cu siguranță ați primit un blue screen și se blochează calculatorul și trebuie să dai restart. Bun. Frank merge așa, îl avem pe Barley. Bossul e de neoprit, TNT-urile sunt după perete, foarte tare. Ăștia dorm, 1400 de trofee pe Mortis. Nice. Da, și așa a pus un nume amuzant. You idiot, he scored. Ok. Un fun fact, ia să vedem ceva amuzant. Frank apare ca DJ în noul background al jocului când nimeni nu joacă cu Frank. Știai asta? Dacă te joci cu Frank, nu va apărea aici la platoane. Dacă nu te joci cu Frank, apare. Pentru că nu putea să fie doi Frenchi pe hartă. Ăsta e creepy. Jesse cu păpușa blestemată. Tare, e fricoșător. Oni Bibi. What? Uite, îmi schimb că asta pare faină, nu ar merge cu tematica jocului. Chiar vreau să văd când bag un skin de la nebun rău de tot, gen în sensul ăsta. Să zic, bă, wow, skinul ăsta e pur și simplu nebunie. 10 din 10. Până acum nu cred că am văzut vreun skin de genul acesta la... de la Supercell. Nu prea am văzut unul super, super, super wow. Nu prea, da? Cine știe? Vedem și de Crăciun ce mai bagăm. 2 secunde înainte ca meciul se încheie și câștiga, și echipa ta câștigă. Da, trebuie să rămâi în aer. True story, o poveste adevărată, băi. Trebuie să rămâi în aer la finalul meciului dacă ești Piper, Crow sau... El primo.
Ok, nu știu de ce, dar eu am mereu o problemă cu numele. Nu le țin minte. Un atacul lui Shelly în slow mode, ca să vedem pisicile cum sar. Yay! Foarte drăguț. Fine, fine artwork-ul. Fine. Când superul tău nu-i merește niciun inamic. Frank nu este amuzant. Nu este amuzant, nu este amuzat. Da, mai bine spus. Îmi place EMZ. EMZ e un caracter... E sassy, așa, e... Oarecum contemporan cu noi, să zic, cu Instagram, se pozează, se are hashtag-uri nebunele, e fain caracterul. Asta e... Jesse, aruncă tureta. Bull, distruge tureta. Jesse. Este o memă cu un tip care, în trei secvențe, prima dată deschide ochii, după aia închide și apoi deschide ca și cum rămâne super, super mirat. Ceva de genul ăsta și cu Jesse. Hai să facem asta odată. Deci zice că a sărit de 3 ori cu auto-aim, numai că 12 secunde din videoclip sunt degeaba. Așa că hai să trecem direct. Odată, de 2 ori, de 3 ori. Nebunie, pur și simplu. Nebunie. Hai să mai vedem unul și cu asta ne oprim și noi. Este o capcană. A, am văzut într-un videoclip pe live-ul anterior asta. Foarte tare. Deci sare Crow ca să-i omoare. Dar foarte inteligent a apăsat tic pe buton. Pe platformă, mai bine zis. Da, boom. Și ăsta fix când a sărit platforma a lansat. Boom! Și l-a aruncat. Mamă, și a aruncat și bomba cu el. Asta e 1000 IQ. Ultimul rect, mă, ce să mai. Dacă ești Crow și ai murit așa, trebuie să aplauzi. Ți-ai luat rectul. Distrus. Efectiv. Bun, o să ne oprim și noi aici, băieți, cu episodul acesta. Dacă vă place astfel de conținutul acesta, vreți să mai aruncăm o privire și peste alte subreddituri, nu uitați să apăsați butonul de like, apreciez susținerea dumneavoastră, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!